Sâmbătă, Cocheta Arena din Berevoieș va găzdui întâlnirea dintre echipa locală Gloria și Viitorul Ștefănești. Echipa patronată de principalul edil al localității, Florin Proca, se află în grafic. Obiectivul fixat la început de retur, locurile 1-5, va fi îndeplinit în cazul unei victorii în fața ocupantei locului 7. Mai mult, Gloria Berevoiești își dorește ca la finalul întâlnirii să se bucure de victorii alături de fani, mai ales că în urmă cu o săptămână galben-negri au fost surclasați chiar pe teren propriu de FC Argeș Pitești 1953. Actualul team manager al echipei, Dan Gheorghe, împreună cu primarul Proca, au pregătit un mic banchet de sfârșit de campionat pentru toți jucătorii, imediat după ultimul fluier al arbitrului. Până la toamnă, atunci când se reia campionatul la Liga a 4-a, jucătorii vor beneficia de o bine meritată vacanță. La vârful clasamentului nu se mai pot face modificări până la finalul campionatului. Astfel, echipa care va merge la barajul pentru promovare la Liga a 3-a va fi Unirea Bascov, FC Argeș Pitești 1953, trebuind să se mulțumească cu poziția secundă. Programul etapei cu numărul 25 la Liga a 4-a este următorul: Gloria Berevoiești, Viitorul Ștefănești, ACS Unirea Bascov, ASE Miroși, ASE FC Argeș Pitești 1953, ASE Viitorul Cireșu, CS Mioveni 2, CS Atletic Bradu 2, ASE Victoria Buzoiești, CS Delere Pitești, CS Rucăr, FC Curtea de Argeș, ASE Olimpia Suseni, ASE Micești 2002.